întotdeauna fi cu noi. Să nu ne lași părăsiți nici când, căci noi trăim doar cu tine în gând. Doar pe tine te avem și în tine ne încredem. Tu ești al nostru mântuitor, minunat și bun păstor. Doar cu tine vrem să fim în ceruri sus. Când ispite mari apar în viața mea, nu am pe nimeni ajutor. Doar în tine pururea să ne încredem noi, veșnice ocrotitor. Să nu ne lași părăsiți nici când, căci noi trăim doar cu tine în gând. Doar pe tine te avem și în tine ne încredem. Tu ești al nostru mântuitor, minunat și bun păstor. Doar cu tine vrem să fim în ceruri sus. Iar acum, Doamne, noi îți mulțumim pentru bunătatea ta, pentru dragostea dintâi și iubirea ta. Vrem în veci să-ți mulțumim. Să nu ne lași părăsiți nici când, căci noi trăim doar cu tine în gând. Doar pe tine te avem și în tine ne încredem. Tu ești al nostru mântuitor, minunat și bun păstor. Doar cu tine vrem să fim în ceruri sus. Să nu ne lași părăsiți nici când, căci noi trăim doar cu tine în gând. Doar pe tine te avem și în tine ne încredem. Tu ești al nostru mântuitor, minunat și bun păstor. Doar cu tine vrem să fim în ceruri sus. Amin. Lăudăm pe Cel care prin făgăduință este prezent aici. Numele Lui să fie binecuvântat. Mulțumim Domnului că suntem în casa de rugăciune. Consider că ne bucurăm ca și psalmistul în psalmul 120, unde 22, unde spunea cuvântul lui Dumnezeu că mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Haideți, frați și surori, seara aceasta să fie o seară de bucurie, că suntem în casa de rugăciune, că am putut să venim în locul acesta și doresc ca Domnul să fie acela care să ne binecuvinteze în continuare. Așa cum obișnuiesc de fiecare dată să spun lucrul acesta și consider că este un lucru de căpătâi, un lucru frumos, atunci când venim la casa de rugăciune, haideți să lăsăm preocupările noastre, să lăsăm toate lucrurile care ar putea să ne întretaie calea, să, ce știu eu, să întrerupă legătura noastră cu Dumnezeu și să rugăm pe Dumnezeu ca să ne dea o inimă înțeleaptă, o inimă aleasă în care să putem să primim cuvântul lui Dumnezeu. Că Dumnezeu are făgăduințe și are comori neîncepute pentru noi și în seara aceasta consider că ne va liniști inimile noastre, ne va mângâia inimile noastre, chiar dacă
va fi nevoie să ne și mustre, nu știu, Dumnezeu știe toate lucrurile acestea, chiar și mustrarea sunt calea vieții și consider că constituie o mângâiere pentru inimile noastre. Așa cum e normal și bine să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu. Să citesc două versete din Cuvântul lui Dumnezeu, din Filipeni, capitolul 4, pentru timpul de părtășie din seara aceasta, de rugăciune, capitolul 4, versetul 6, unde cuvântul Domnului spune așa: Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Amin. Așa cum stăm cu toți împreună, cerem binecuvântarea Domnului pentru seara aceasta, ca Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea din locul acesta și doresc ca Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Frați și surori, generația noastră care trăim la ora actuală este supusă la foarte mare presiune din fiecare ramură din viața aceasta, la nivel politic, la nivel economic, la nivel de sănătate și cu lucrurile care noi ne confruntăm în 2018, e adevărat că părinții noștri nu s-au confruntat cu atâta presiune și tensiune care o avem noi și care de fapt bântuie, de fapt, că de fapt copiii lui Dumnezeu n-ar trebui să aibă lucrul acesta. De aceea cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta vine și parcă vrea să ne pună în față altceva, în afară de lucrurile tensionate care ne confruntăm în fiecare zi. Dumnezeu vrea să ne spună altceva în seara aceasta. Și spunea aici că nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. E adevărat că dialogul între mama și fată este mai puțin, poate la ora actuală, între băiat și tată este mai puțin, între soț și soție este puțină discuție, nu avem timp, ce știu eu. N-ar trebui să fie aceasta și n-ar trebui să vorbim despre acestea, poate, dar eu consider că în seara aceasta avem oportunitatea să ne punem încrederea în Dumnezeu și El, care știe toate și cunoaște toate lucrurile, îngăduie toate lucrurile, avem un atu în plus să ne încredem în El și să nu ne îngrijorăm de nimic. Toate lucrurile care sunt, ne confruntăm cu ele, ne tensionăm, ne îngrijorăm, toate lucrurile acestea noi trebuie să le punem în dialog cu Dumnezeu, prin rugăciune, spunea cuvântul lui Dumnezeu. Aduceți cererile voastre, aduceți preocupările voastre, aduceți neajunsurile voastre, suferințele voastre, toate aduceți-le înaintea lui Dumnezeu prin cereri și rugăciuni. Lucrul acesta ne face să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Acest lucru, când noi dialogăm sau începem să-i povestim lui Dumnezeu toate problemele prin care trecem, Dumnezeu este acela care ne ascultă și confidența noastră între noi și Dumnezeu crește din ce în ce mai mult atunci când ne deschidem inima, ne deschidem gura și îi spunem lui Dumnezeu toate lucrurile. Poate cineva va spune, dar ce, Dumnezeu nu știe că este tensiune? Că Dumnezeu nu știe că este lipsă, poate în unele locuri? Dumnezeu nu știe toate lucrurile acestea? Știe. Dar cu atât mai mult că știe, noi trebuie să fim atât de sensibili în aceste lucruri încât să-i spunem lui Dumnezeu toate problemele noastre. Și atunci când noi venim înaintea Domnului cu această încredere, Dumnezeu este acela care ne poate întări. Și apoi spunea cuvântul Domnului mai jos că pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, pacea lui Dumnezeu care poate să umple inimile noastre în seara aceasta,
ca să nu ne îngrijorăm, să nu ne tensionăm, să nu ne neliniștim, să nu intrăm în panică, ce știu eu, într-un fel sau în altul. Dumnezeu spune că pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Doresc ca Domnul să ne binecuvinteze pentru seara aceasta și haideți fiecare dintre noi să ne deschidem inimile noastre și mai mult ca atât, să ne facem un angajament înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem, cum spunea versetul 8, încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, toate lucrurile bune, aceea să ne însuflețească. Sunt mulți care nu fac voia lui Dumnezeu, sunt mulți care o iau pe cont propriu și nu cer, îngăduința și voia lui Dumnezeu. Sunt mulți care calcă strâmb, dar cel puțin, haideți, Biserica lui Hristos, cei care cred în cuvântul lui Dumnezeu, care îl au pe Hristos ca fratele lor cel mai mare, tot ce este curat, tot ce este adevărat, aceea să ne însuflețească. Având această dorință, eu consider că Dumnezeu va binecuvânta întâlnirea noastră, va binecuvânta viața noastră, va binecuvânta familia noastră și toate lucrurile le vom spune lui Dumnezeu și Dumnezeu se va îngriji de toate acestea. Doresc ca Domnul să ne binecuvinteze în continuare, lăudăm pe Domnul cu o cântare, după care fratele Marian Săudeanu va continua cu un îndemn pentru următoarea rugăciune și doresc ca Domnul să-l binecuvinteze la aceasta. Amin. Când sunt mic, atunci sunt mare, când voios, când lupta-i grea. Când sunt slab, atunci sunt tare, căci Iisus e stânca mea. Munții de s-ar clătina, vântul mare de-ar sufla, apele s-ar revărsa, Iisus, Iisus, ești pacea mea. Munții de s-ar clătina, vântul mare de-ar sufla, apele s-ar revărsa, Iisus, Iisus, ești pacea mea. Chiar de n-ar mai fi zvoare și de sete m-aș usca, și-n nevoi și-n destulare te voi binecuvânta. Munții de s-ar clătina, vântul mare de-ar sufla, apele s-ar revărsa, Iisus, Iisus, ești pacea mea. Munții de s-ar clătina, vântul mare de-ar sufla, apele s-ar revărsa, Iisus, Iisus, ești pacea mea. Vânturi grele de vorbate, eu mă-ncred în Dumnezeu, căci în cer, în Sfânta Carte, este scris numele meu. Munții de s-ar clătina, vântul mare de-ar sufla, apele s-ar revărsa, Iisus, Iisus, ești pacea mea. Munții de s-ar clătina, vântul mare de-ar sufla, apele s-ar revărsa, Iisus, Iisus, ești pacea mea. Pentru noi chiar de-i e pace, pentru noi chiar de-i război, nu ne temem niciodată, Dumnezeu este cu noi. Munții de s-ar clătina, vântul mare de-ar sufla, apele s-ar revărsa, Iisus, Iisus, ești pacea mea. Munții de s-ar clătina, vântul mare de-ar sufla, apele s-ar revărsa, Iisus, Iisus, ești pacea mea.
Dumnezeu din slăvi divine, sfânt, sfânt, sfânt în vece El, Cel ce e, a fost și vine, e Sfântul lui Israel. Munții de s-ar clătina, vântul mare de-ar sufla, ape de sare vărsa, Iisus, Iisus, ești pacea mea. Munții de s-ar clătina, vântul mare de-ar sufla, ape de sare vărsa, Iisus, Iisus, ești pacea mea. Amin. Slăviți să fie Domnul! Aș dori să citesc câteva versete din Isaia, capitolul 53, de la versetul 2 până la versetul 5. El a crescut înainte lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar din care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Amin. Gândul care l-am pentru rugăciunea care ne stă înainte, aș dori să facem o rugăciune de mărturisire. Aș dori să venim înainte Domnului cu păcatele noastre, să venim și să credem că Domnul Iisus Hristos a purtat păcatele și problemele noastre, greșelile noastre, vina noastră a purtat-o El. Domnul Iisus Hristos, așa cum ne arată în Isaia 53, a fost disprețuit de oameni. A trăit o viață foarte simplă, foarte încărcată de tensiune. Și mă întrebam de ce. Pentru că oamenii, Domnul Iisus Hristos a venit cu un mesaj cărora omenirii nu le-a plăcut. Și probabil același lucru se întâmplă și în zilele noastre. Când vorbim despre păcat, oamenilor nu le place. Oamenii nici în ziua de azi se comportă cu Iisus exact ca și acum 2000 de ani. Îl disprețuiesc, disprețuiesc cuvântul său, pentru că în firea noastră pământească ne este greu să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Eu cred că fiecare dintre noi am venit cu dorința să ne apropiem de Dumnezeu. Această apropiere de Dumnezeu, noi trebuie să înțelegem ce ne depărtează de Dumnezeu dacă vrem să ne apropiem de El. Ceea ce ne depărtează pe noi de Dumnezeu și omenirea din ziua de astăzi, dacă arată cum arată, este că trăiește într-un păcat cumplit, trăiește într-o cloacă a păcatului. Oamenii nu se mai mărturisesc. Problema n-ar fi că Dumnezeu n-ar putea să ierte o țară, România sau Italia sau o lume întreagă, ci oamenii. Există un mod de a ajunge la iertarea lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a făcut tot ce a ținut de El ca să ne acorde iertarea. Dar pasul 2 trebuie să-l facem noi. Dacă noi nu-l vom face, nu vom primi iertarea. Oamenii merg cu milioanele, probabil cu miliardele în fundul iadului și te întreb de ce? Pentru că nu se pocăiesc de păcatele lor. Domnul Iisus Hristos, când a început să propovăduiască Evanghelia, a început așa: pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, căci împărăția cerurilor este aproape. Același mesaj este valabil și pentru noi. Noi trebuie să trăim într-o continuă cercetare. Probabil ne este greu că de multe ori se întorc frații și ne spun să ne mai mărturisim o dată. Dar ce am fi făcut? Noi trebuie să trăim într-o atitudine de frică față de Dumnezeu. Vorbeam cu cineva și ne gândeam la vremurile noastre în care trăim, la problemele tinerilor, problemelor oamenilor, familiilor. Oare ce s-a întâmplat? Și gândul care mi-a venit în minte și care cred că este valabil este că oamenii nu mai au frică de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu te-ar păzi de foarte multe lucruri. Trebuie să-ți fie frică să păcătuiești, să realizezi că există doi ochi suverani care te vede și aceiași ochi te vor trage la socoteală odată.
Noi suntem trecători, viața noastră se duce foarte ușor pe aici, foarte, foarte trecători suntem pe acest pământ. Într-o zi vom da socoteală de ceea ce am trăit, de ceea ce am făcut și mai mult de responsabilitățile care am avut în familie, în biserică, în lumea largă. Noi trebuie să avem puterea. Dacă ne lipsește puterea, puterea lipsește exact din motivul acesta. Pentru că în locul puterii, noi suntem ca niște sticle, ca niște pahare goale sau pline. Noi putem fi umpluți de Duhul Sfânt sau putem fi umpluți de fire sau de păcat. Ca Dumnezeu să toarne Duhul Său cel Sfânt, noi trebuie să eliberăm păcatul. Și păcatul eliberezi prin mărturisire și prin a te lăsa de el. Trebuie să te oprești din a păcătui. Trebuie să renunți, trebuie să pui un stop și să o iei de la capăt. Trebuie să spui că nu mă voi duce în locul acela, nu voi mai face lucrul acela. Înainte lui Dumnezeu mă hotărăsc, că Dumnezeu mă vede. Dumnezeu ne iartă, dar ține de noi dacă ne vom smeri, dacă ne vom pocăi și ne vom lăsa de păcatele noastre. Omenirea care se zbate și se frământă atât în dreapta și în stânga, ca Dumnezeu să dea biruință, oamenii trebuie să se pocăiască. Dumnezeu nu este impresionat de plancarde, de... Dumnezeu nu e așa. Avem o imagine eronată a Dumnezeului suveran. Dumnezeul nostru este sfânt și ca noi să ne putem intra în sfințenia Lui, în prezența Lui, noi trebuie să ne smerim ca Dumnezeu să ne dea sfințenia Domnului Iisus Hristos care a trăit pentru noi pe acest pământ. Dumnezeu ne poate ierta, Dumnezeu ne poate vindeca sufletele noastre, trupurile noastre dacă este nevoie, dacă avem boală, El a purtat boalele noastre. Dumnezeu să aibă milă de noi de fiecare, să venim înaintea Domnului cu smerenie, cu credință, probabil plecați pe genunchi, se cuvine să ne cerem iertare pentru păcatele noastre, pentru neveghere, sunt păcate de omitere și de comitere. Sunt păcate de multe feluri, trebuie să stai într-o atitudine de cercetare înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, ce am făcut rău și ce n-am făcut bine? Mă smeresc, mă pocăiesc înaintea Ta, dă-mi lumină și ajută-mă ca să nu mai calc în aceeași groapă mâine. Că dacă calci în aceeași groapă, te-ai mărturisit degeaba. Trebuie să crești, exact ca și cu un copil mic, dacă ar rămâne la o lună sau la un an, 30 de ani, te-ai speria, l-ai duce la doctor, ai nebunit dacă ai vedea un copil de 30 de ani care arată ca unul de un an. Dar în lumea spirituală noi avem un om în lăuntric și cred că la mulți dintre noi, să ferească Dumnezeu să fie așa, dar este posibil să ai 20 de ani de pocăință și înainte lui Dumnezeu să ai un an, să fii un fel de handicapat spiritual. Pentru că nu reușești să crești. Ca să crești spiritual, trebuie în primul rând să te depărtezi de păcat, trebuie să trăiești liber. Trebuie, Dumnezeu îți dă libertate de a crește, Dumnezeu te luminează, te eliberează, dar trebuie să faci partea ta, să înțelegi că există o parte a ta care Dumnezeu nu o face, poți să ajungi să îmbătrânești, vei ajunge la judecată și nu va face Dumnezeu partea oamenilor. Oamenii asta nu înțeleg, noi de multe ori punem totul în cârca Domnului. Domnul să facă, Domnul să lucreze, Domnul să ne ierte, dar există partea noastră, dacă nu o facem, nu se întâmplă nimic. Sunt oameni care au îmbătrânit în biserici, generații care au plecat de pe pământ, nu mai sunt, dar n-au înțeles partea umană. Există o parte umană care trebuie să o facem în mântuirea ta, în vindecarea ta. Dacă nu vei face, nu te vindecă Dumnezeu. Poți să te rogi până faci pume la gură, scuzați-mi expresia. Dumnezeu are un mod de a lucra, acest mod îl găsești în Scriptură, dar Dumnezeu ți-l descoperă pas cu pas, cu cât tu te apropii de El, cu cât te depărtezi de păcat, pentru că păcatele tale sunt un zid, Dumnezeu nu vine în prezența păcatului. Atât, nu, amin, nu a venit, l-a scos pe Adam din grădină pentru un păcat, Acan a murit pentru un păcat, Anania și Safarea au murit pentru un păcat. Noi vom muri pentru un păcat dacă vom ajunge în ziua morții sau în ziua judecății cu păcate asupra sufletului nostru. Mergem în iad, fără greșeli. Pentru că Biblia spune că nimic necurat, zbârcit, spurcat nu va intra. Adică poți să te fi pocăit odată și să-ți pătezi sufletul și acea pată să te tragă în jos în ziua judecății. Dumnezeu este sfânt. Trebuie să înțelegi că împărăția lui Dumnezeu este o sfințenie, este o lumină. Eu îmi imaginam odată împărăția lui Dumnezeu, că probabil o imagine mai plastică, ca să înțelegem noi, cum era în vremuri, poate acum în Italia, noi nu mai avem o cameră de oaspeți, dar în România se obișnuia avea o cămară mare sau cacea mare, sau cum fiecare cum o chema. Era o cameră de curat, dacă intrai acolo cu noroi, sau imaginează-ți că veneai de pe câmp, dintr-o ploaie de aia și intrai. Mama te scotea cu mătura, te scotea în cameră. N-aveai ce căuta în camera aia. Exact ceva de genul ăsta, păcatele noastre înnegresc ființa noastră. Nici o ființă cu sufletul negru nu va putea ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Acea negreață va trebui să o fi lăsat pe pământ.
Înaintea Domnului Iisus Hristos aș dori să ne ridicăm pe picioare și să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu. De fapt, o să vă punem, am spus că o să ne rugăm pe genunchi. Apoi o să ne rugăm pe genunchi. Să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu pentru vina noastră, păcate de omitere și de comitere. Să ne cerem iertare pentru familiile noastre, să ne vedem responsabilitățile pentru copiii noștri, pentru soțiile noastre, pentru frații noștri care nu mai vin la biserică. Avem o parte din vină. Noi suntem ispitiți să credem că e vina numai a lor, dar există o vină și a noastră. Există o vină a fiecăruia, dacă există, că ai un om lângă tine căruia nu-i spui de Dumnezeu. Și Dumnezeu te-a pus să-i spui despre Domnul Iisus Hristos și într-o zi moare și se duce în iad. Probabil îți va cere sângele, există o posibilitate să te treagă la socoteală Dumnezeu, că te lăsa pe tine copil de Dumnezeu ca să propovăduiești Evanghelia. Noi suntem de multe ori probabil foarte legați de biserică și băgăm toată pocăința în biserică, dar pocăința nu e în biserică. Aici este doar o, probabil o umplere, doar o părtășie mai plăcută, dar pocăința e afară. Vecinilor, colegilor, oamenilor din jurul nostru, noi trebuie să le arătăm lumina. Noi suntem diferiți, noi trăim diferiți. Noi avem alte valori, noi avem altă țintă. Noi într-o zi vom moșteni împărăția lui Dumnezeu și ne plânge inima pentru cei ce pierd, pentru că Domnul Iisus Hristos a avut acest comportament, această cale care a ales-o El să fie disprețuit, să fie batjocorit, pentru că El a văzut finalea umanității. El a văzut oameni în fundul iadului. Și El s-a jertfit pe sine pentru ca să scoată din ei în afară. Ne plecăm pe genunchi și ne rugăm înaintea Domnului, mărturisindu-ne stările și păcatele noastre și Dumnezeu să ne ierte. Amin. Îl binecuvântăm pe Dumnezeul nostru care ne-a binecuvântat să fim în casa Lui. Frați și surori, s-a început un cuvânt foarte frumos în seara aceasta. Spunea Apostolul Pavel la Filipeni, dintr-o situație care nu ne-am fi dorit-o niciodată și nu ne dorim niciodată, dar îmi place de Apostolul Pavel că face această scrisoare spre cei din Filipi și le spune: fraților, fiți tari, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru să aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Știți ce cred eu, frați și surori? Stând pe bancă, pe scaun acolo, mă gândeam că fiecare în parte dintre noi, măcar că suntem mulți în seara aceasta aici, fiecare avem probleme diferite, avem cauze înaintea lui Dumnezeu diferite, avem, știu eu, eșecuri diferite din viața noastră, avem temeri diferite unul de celălalt, sunt oameni poate că n-au un loc de muncă sau n-au ce pune pe masă și vin aici în casa lui Dumnezeu și parcă ar suna cumva ne la locul lui versetul acesta: nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Și noi stăm pe bancă și depănăm mintea noastră de deapănă lucruri pe care, sau temerile din viața noastră, nu alea de aici, din casa lui Dumnezeu, alea din viața cotidiană. Și am făcut contact în seara aceasta cu cuvântul lui Dumnezeu, parcă care ne spune să ne oprim din mersul nostru și să ne gândim că, dincolo de toate lucrurile, avem un Dumnezeu care guvernează. Avem un Dumnezeu care în această seară ne spune probabil la câțiva dintre noi care se află în situații extrem de grele și le spune: oprește-te! Cu alte cuvinte, Dumnezeul tău este mare și este puternic. Și spune Apostolul Pavel: nu te îngrijora de nimic. În una din seri stăteam înaintea lui Dumnezeu, aveam o cauză înaintea Domnului și așa eram de tulburat în seara aceea și m-am unit cu soția și ne-am pus să ne rugăm. La un moment dat, după ce am terminat rugăciunea, ne-am rugat, am mijlocit înaintea lui Dumnezeu, legat de versetul acesta pe care îl am ca și motoul vieții mele, să-l pun înaintea lui Dumnezeu: Doamne, dincolo de toate lucrurile, eu ca și om pot doar să mă rog și să-mi pun viața în rânduială, dar toate lucrurile cred că sunt în mâna Ta. După ce am terminat rugăciunea, câteva minute bune după rugăciune, stăteam în pat și mă măcina gândul acesta și o teamă, parcă ne-am dat seama că nu era teama după voia lui Dumnezeu, era o teamă pe care diavolul vrea să ne-o aducă la mintea mea, tot mai mult și tot mai insistent căuta să mă dezamăgească și să mă înjosească înaintea lui Dumnezeu, spunându-mi că Dumnezeu nu are timp de rugăciunile noastre să ne asculte și să ne rezolve problemele noastre. Și la un moment dat, stând acolo în pat,
parcă am tresărit deodată și mi-am dat seama că aici este diavolul care vrea să mă tulbure. Și am zis către soția mea, i-am zis, uite ce gând mă macină în urma rugăciunii. Mă macină gândul acesta. Și deodată am tresărit și mi-am dat seama că aici e diavolul care vrea să aducă tulburare în inima mea și să aducă descurajare în fața rugăciunii pe care am înălțat-o înaintea lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că am încredințat lucrarea aceasta în mâna Domnului și Domnul a lucrat. Asta e bucuria noastră, frați și surori. Noi pe puterile noastre nu putem face nimic. Spune Biblia, încredințează-ți soarta în mâna lui Dumnezeu și Domnul va lucra. Ne-a plăcut foarte mult capitolul acesta din Filipeni, capitolul 4, cum spunea Apostolul Pavel. De aceea, prea iubiții și mult doriții mei, frați, spunea el, bucuria și cununa mea, rămâneți astfel tari în Domnul, prea iubiților. Asta este mesajul pentru noi în seara aceasta. Rămâneți astfel tari în Domnul, prea iubiților. Indiferent prin ce situație vom trece sau trecem în momentele acestea, să nu uităm că mai presus de toate lucrurile există un Dumnezeu care poate să ne ridice. Există un Dumnezeu care poate să ne dea biruință, slăvit să fie numele Lui. Suntem aici în seara aceasta și vreau ca Dumnezeu din cer să ne întărească. Vreau ca Dumnezeu din cer să ne întărească, frați și surori. De aceea suntem în casa lui Dumnezeu aici. Ca Dumnezeu să ne întărească în inimile noastre, înăuntrul nostru, să plecăm de aici, din casa lui Dumnezeu, întăriți sufletește, zidiți, mai puternici de cum am venit. Asta e frumosul venitului la casa lui Dumnezeu, să plecăm din casa lui Dumnezeu mai puternici de cum am venit, slăvit să fie Domnul. Vă reamintesc că în această seară, la coleta pe care o vom face, va fi o coletă mai specială pentru una din bisericile care obișnuim să ajutăm din România. Reamintesc aici că principiul nostru pe care ne-am orientat să ajutăm bisericile este tocmai bisericile care nu au niciun venit efectiv, bisericile din locuri defavorizate. Și dacă Dumnezeu ne-a pus pe inimă lucrarea aceasta și credeți că puteți fi parte la astfel de lucrări, Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze și la lucrarea aceasta și să ne răsplătească tuturor ceea ce vom dărui. Amin. Aș vrea să lăudăm pe Domnul cu o cântare, timp în care ne vom închina Domnului cu darurile pentru această coletă și apoi, în urma acestei cântări, dorim ca Dumnezeu să-l binecuvinteze pe fratele Cornel Galai, să ne aducă cuvântul lui Dumnezeu, să ne vestească și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe el și pe noi toți. Amin. Apoi, în urma acestui mesaj, rog pe fratele Iulian Polocoșer să facă și încheierea și rugăciunea care va urma pentru cauze, probabil, să nu uităm că Dumnezeu ne-a adus la casa lui Dumnezeu, ne-a îngăduit să fim aici, să putem mijloci și pentru cei care sunt în necazuri, în suferință în ziua de astăzi, ca Dumnezeu să-i binecuvinteze și să-i întărească. Amen. De ești trudit și ți-e grea povara, nu vrei chiar astăzi să te ridici. Iată e clipa hotărătoare, trece Iisus pe aici. Trece Iisus pe aici, trece Iisus pe aici. Cheamă-L și cere-i îndurare, trece Iisus pe aici. Trece Iisus pe aici, trece Iisus pe aici. Cheamă-L și cere-i îndurare, trece Iisus pe aici. Vei refuza marea sa iubire sau vei veni după har să strici? Iată că alții găsesc salvare, trece Iisus pe aici. Trece Iisus pe aici, trece Iisus pe aici. Cheamă-L și cere-i îndurare, trece Iisus pe aici.
Ce vrei să-ți fac azi, Iisus, întreabă, a auzit tristul tău oftat. Vino și spune-i ce te apasă să fie liberat. Trece, Iisus, pe aici, trece, Iisus, pe aici. Cheamă-l și cere-i îndurare, trece, Iisus, pe aici. Trece, Iisus, pe aici, trece, Iisus, pe aici. Cheamă-l și cere-i îndurare, trece, Iisus, pe aici. Citim din cuvântul lui Dumnezeu, 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 10 până la 15. Un cuvânt care s-a mai auzit, a mai fost citit în zilele acestea. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meșter zidar înțelept, am pus temelia și un altul clădește deasupra. Dar fiecare să ia seama bine cum clădește deasupra, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față în ziua Domnului. Ziua Domnului o va face cunoscut, că se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceasta rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc. M-am gândit că fiecare dintre noi suntem chemați la zidire. Sigur, trăim vremuri grele și în mintea noastră și în inima noastră ne punem mereu întrebarea aceasta, care este rostul nostru în lumea în care trăim, în biserica în care suntem. Și dacă tot s-a vorbit despre zidire, fiecare dintre noi ne gândim cum ar trebui să zidim. Ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu este că fiecare se ia seama bine cum clădește deasupra, cum zidește. M-am gândit ca să zidim, avem nevoie de câteva principii, de câteva reguli ale vieții noastre care ar trebui să ținem cont atunci când noi facem lucrarea lui Dumnezeu. Unul dintre lucrurile pe care ar trebui să le avem în viața noastră, în mintea noastră, în ochii noștri, este cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu putem zidi dacă nu cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Sigur că nu vom putea ridica pe alții dacă noi înșiși suntem jos undeva. Cuvântul lui Dumnezeu în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16, este foarte cunoscut acest cuvânt. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Deci lucrarea aceasta trebuie să o facem. Doar o vom face bine, doar dacă avem cuvântul lui Dumnezeu ca un mod de viață pentru noi, și ca un mod de viață pe care îl putem spune și altora. Însăși Domnul Iisus Hristos spunea în Ioan, în capitolul 5, cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică. Este important. Nu că noi ca și oameni sfătuim pe alți oameni ce trebuie să facă, însăși cuvântul lui Dumnezeu, însăși Domnul Iisus Hristos spunea același lucru. Cercetați Scripturile pentru că
socotiți că în Scripturi, în Cuvântul lui Dumnezeu este viață veșnică. Și de aceea noi nu putem zidi dacă Cuvântul lui Dumnezeu nu stăpânește în viața noastră, dacă prin Cuvântul lui Dumnezeu nu ne alegem un mod de viață pentru noi. M-am gândit mult și la Iosua, sigur, este în Vechiul Testament. Dumnezeu i-a vorbit lui Iosua după ce moare Moise, Dumnezeu îi vorbește lui Iosua și îi spune: întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea, nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ceea ce vei face. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cuget asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. De aceea este nevoie ca să cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Cuvântul lui Dumnezeu ne zidește pe noi înșine și Cuvântul lui Dumnezeu zidește pe ceilalți. Este important să cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu pentru că tot ce începem cu Dumnezeu vom duce la bun sfârșit. Dacă noi cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu, este important pentru noi, pentru ca viața noastră să fie în Cuvântul lui Dumnezeu trăită. Nu putem să zidim dacă nu am fost și noi zidiți. Dacă lucrarea pe care vrem să o facem, nu am fost și noi chemați la ea. Dacă nu facem și noi parte din biserica aceasta, noi nu putem zidi dacă noi nu suntem parte din zidăria unei biserici, dacă nu suntem pietrele vii pe care Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că trebuie să fim. În 1 Petru, capitolul 2 cu versetul 5 spune: și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Noi suntem zidiți, noi suntem clădirea lui Dumnezeu, pentru aceasta este important ca să lucrăm la viața noastră, ca să fim zidiți, să facem parte din clădirea aceasta, din biserica lui Dumnezeu, lucrarea aceasta care este așa de importantă. Nu putem zidi dacă nu am fost și noi zidiți. Efeseni, capitolul 2, cu versetul 19, spune Cuvântul lui Dumnezeu: așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În El toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin El și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Viața noastră, prin ceea ce suntem noi în fiecare zi, trebuie să arătăm dovadă că Dumnezeu lucrează în noi și că noi suntem viața pe care vrea Dumnezeu să o dea celor din jurul nostru. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze la aceasta. Nu putem zidi, m-am gândit eu că dacă tot trebuie să zidim, nu putem zidi dacă nu am stat la sfat cu Dumnezeu. Sigur că în mintea noastră se nasc multe gânduri. Dacă ar trebui să sfătuim pe cineva, ne este ușor să sfătuim. Însă ceea ce ne învață Cuvântul lui Dumnezeu este că noi, înainte de a sfătui pe alții, ar trebui să fim noi cei care să stăm la sfat cu Dumnezeu. Am găsit în Ieremia, în capitolul 23, începând cu versetul 21, oameni care au luat lucrarea lui Dumnezeu ca și o lucrare a lor personală, care
au vrut să iau, ia ei locul lui Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în Ieremia, în capitolul 23, cu versetul 21. Eu n-am trimis pe prorocii aceștia și totuși, ei au alergat. Nu le-am vorbit și totuși au prorocit. Dacă ar fi fost de față la sfatul meu, ar fi trebuit să spună cuvintele mele poporului meu și să-i întoarcă de la calea lor rea, de la răutatea faptelor lor. Prorocul care a avut un vis să istorisească visul acesta și cine a auzit cuvântul meu să spună întocmai cuvântul meu, pentru ce să amesteci paiele cu grâul, zice Domnul? Iată, zice Domnul, am necaz pe prorocii care iau cuvântul lor și îl dau drept cuvânt al meu. Iată, zice Domnul, am necaz pe cei ce prorocesc visuri neadevărate, care le istorisesc și rătăcesc pe poporul meu cu minciunile și cu îndrăzneala lor. Nu i-am trimis eu. Nu le-am dat poruncă și nu sunt de niciun folos poporului acestuia, zice Domnul. Sigur că noi suntem plini de sfaturi, așa, de cele mai multe ori. Și uneori, din cauza că credem că suntem acolo unde ar trebui să fim, de fapt, sfătuim noi pe oameni ca și cum Dumnezeu ne-ar fi trimis. Vedeți, nu sunt doar oameni care spun minciuni. Cuvântul lui Dumnezeu spun că iau cuvântul lor și îl dau ca și un cuvânt al meu. Zice, spun minciuni, dar și cu îndrăzneală spun lucrurile acestea. Au îndrăzneală de la ei înșiși. Ei cred că au posibilitatea asta, dacă au cuvântul lui Dumnezeu, dacă înțeleg cuvântul lui Dumnezeu, au și posibilitatea aceasta sau dezlegarea aceasta să mustre, să îndemne ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin ei. De aceea cred că atunci când zidim, când vrem să zidim, este important să stăm la sfat cu Dumnezeu. M-am gândit la Domnul Iisus cum stătea la sfat cu Dumnezeu. Rugăciunile sunt plăcute lui Dumnezeu și pentru că suntem în adunare, de cele mai multe ori ne rugăm în comun. Fiecare dintre noi avem un mod al nostru de a sta înaintea lui Dumnezeu și ne rugăm mai tare sau mai încet. Însă când este vorba să stăm la sfat cu Dumnezeu, eu cred că este important să intrăm în cămăruța noastră și să închidem ușa după noi, ca să fim sensibili la ceea ce vrea Dumnezeu să ne spună nouă. Pentru că ceea ce noi primim de la Dumnezeu, aceea dăruim. Dar dacă noi nu primim, vom dărui ceea ce iasă din firea noastră pământească. M-am gândit la Domnul Iisus când stătea la sfat cu Dumnezeu, spunea el, Domnul Iisus a stat la sfat cu Dumnezeu, cam îmi imaginez eu, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. De cele mai multe ori se izola atunci când vroia să stea la sfat cu Dumnezeu. Și ceea ce este surprinzător pentru mine este că de cele mai multe ori Domnul Iisus Hristos nu s-a rugat. Este doar atunci când trebuia să vindece pe cineva, când trebuia să facă o minune, Domnul Iisus Hristos nu se ruga. S-a rugat doar la mormântul lui Lazar, dar spunea, eu știu că tu totdeauna mă asculți, dar spun așa, spun aceste lucruri, pentru ca cei din jur să vadă și să creadă că tu m-ai trimis. Ceea ce este important pentru ca noi să putem să zidim, este important să stăm la sfat cu Dumnezeu. Sigur că în mintea noastră sunt gândurile acestea și poate uneori este greu de descifrat care este șoapta lui Dumnezeu și care este pornirea inimii noastre, îndemnul din cugetul nostru, pentru că încercând să trăim frumos, credem că ceea ce rostim este din partea lui Dumnezeu. Însă este important ca noi să luăm seama la ceea ce vrea Dumnezeu să facem noi și să nu dăm drumul la sfat ca și cum ar fi din partea lui Dumnezeu.
Sigur, mulți dintre noi spun, am un îndemn din partea lui Dumnezeu pentru tine, Dumnezeu mi-a pus pe inimă. Sunt lucruri grele, le rostim ușor, dar atrag asupra lor consecințe care nu ar trebui să fie în viața noastră. Nu putem zidi, deci, dacă nu stăm la sfat cu Dumnezeu. Este foarte important să stăm la sfat cu Dumnezeu. Și apoi nu putem zidi, tot eu m-am gândit așa, dacă nu zidește și Dumnezeu cu noi. Sigur, sunt lucruri pe care le putem zidi, care par bune la suprafață, care chiar ne sunt de folos uneori și care le primim noi, spunem, ca de mâna lui Dumnezeu. De cele mai multe ori spunem că este o binecuvântare atunci când ne merge viața bine, atunci când avem un salar bun, atunci când avem o mașină bună. Nu întotdeauna este o binecuvântare doar în bogăție. Nu zic că nu este o binecuvântare bogăția, dar nu întotdeauna este o binecuvântare în bogăție. Și m-am gândit la Psalmul 127, cunoscut psalm. Nu putem zidi dacă Dumnezeu nu zidește cu noi. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Sigur, suntem chemați ca să fim împreună lucrători cu Dumnezeu. Căci noi, spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 9, căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Împreună lucrători cu Dumnezeu. M-am gândit că și aici, de multe ori, începem noi lucrarea și am vrea pe Dumnezeu să-L implicăm în lucrarea noastră ca și când ar fi pornit de la Dumnezeu lucrarea aceasta. Însă cuvântul lui Dumnezeu spune că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, nu Dumnezeu este împreună lucrător cu noi. Dumnezeu începe lucrarea și noi o continuăm, nu o începem noi și cerem de la Dumnezeu ca să binecuvinteze ceea ce vrem noi să facem ca și când ar fi pornit din partea lui Dumnezeu această lucrare. Este important ca să înțelegem, să zidim împreună cu Domnul. În Luca, în capitolul 11, cu versetul 23, spune cuvântul lui Dumnezeu, însăși Domnul Iisus spunea, cine nu este cu mine, este împotriva mea. Și cine nu adună cu mine, risipește. Ar trebui să rămână în mintea noastră gândurile acestea care sunt din partea lui Dumnezeu. Mă minunez de cuvântul acesta lui Dumnezeu care este în mijlocul nostru în fiecare zi și pe care nu știu cât de mult îl prețuim. Mi-aduc aminte, spunea un bătrân care a trecut la Domnul, să zic, în urmă cu 20 de ani și spunea, dacă aș fi avut o Biblie pe vremea când eram eu copil, spune, ar fi costat poate o pereche de boi o Biblie. Noi acum suntem așa de plini de cuvântul lui Dumnezeu. Dacă deschidem radio, vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Dacă deschidem Sfânta Scriptură, ne vorbește Sfânta Scriptură despre Dumnezeu. Dacă venim la adunare, ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu și totuși nu luăm seama la ceea ce vrea Dumnezeu ca să ne învețe pe noi. Oare putem zidi și fără cuvinte? M-am tot gândit dacă se poate. Uneori putem rosti cuvinte puține. Uneori poate nu este nevoie. Mi-aduc aminte că am venit odată trist la adunare, m-am așezat undeva pe ultima bancă acolo și eram foarte îngândurat, trist de modul meu de viață și trece pe lângă mine, încă nu era început serviciu, trece pe lângă mine un frate și doar mi-a pus mâna pe umăr.
Și în momentul în care a pus mâna pe umăr, am simțit că s-a schimbat ceva în viața mea. Am simțit o mângâiere, o binecuvântare. El nu a rostit nimic. A pus mâna pe umărul meu și și-a continuat drumul. A venit încoace în față să-și caute loc. Eu am simțit doar mâna lui care a fost pe umăr, a trimis prin ea o binecuvântare pentru mine. Și viața mea a simțit o schimbare în momentele acestea. Putem să binecuvântăm, putem să zidim și fără cuvinte. Mi-aduc aminte și o întâmplare cu un copil mai deosebit. Se spune că familia se întrunea la sfârșitul săptămânii ca să spună fiecare din familie, copiii, părinții, lucrurile bune pe care le-au făcut și au început copiii mai mari să istorisească cum s-a întâlnit cu un bătrân, cum l-a ajutat să treacă strada, celălalt i-a ajutat să ducă o găleată cu apă, la cineva i-a tăiat, un alt copil a tăiat lemne și când i-a venit rândul copilului mai micuț, a plecat capul și nu știa ce să spună. Păi spune și tu ce ai făcut săptămâna asta. El spunea, păi eu am fost la joacă cu ceilalți copii și am văzut un copil care plângea și m-am dus și eu lângă el și am plâns și eu împreună cu el. Vedeți, viața noastră sau în viața aceasta nu întotdeauna dispunem de lucruri care să putem zidi fizic, să putem ajuta. Dar dacă avem o inimă bună, putem să stăm la îndemâna lui Dumnezeu cu inima noastră, putem să stăm la îndemâna lui Dumnezeu cu viața noastră și suspinând cu cel ce suspină, bucurându-ne cu cel ce se bucură, putem să zidim, putem să ridicăm chiar și la înmormântări, în locuri în care este tristețe, unde nu sunt cuvinte. Dacă ești acolo, cineva te vede și bucuria inundă inima pentru prezența ta. Haideți să înțelegem că este important să zidim, că viața noastră pe care o trăim înaintea lui Dumnezeu ar trebui să fie din cuvântul lui Dumnezeu, să zidim prin ceea ce este Dumnezeu în noi. Și m-am gândit că ar fi bine să facem tot ceea ce putem, cu tot ceea ce avem în locul în care suntem și Dumnezeu ne va binecuvânta și astfel vom putea să avem o viață zidită în Dumnezeu și să zidim pe alții. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Slăviți să fie Domnul! Dacă ar fi ceva să cânte, aș pune să cânte. Mă gândeam că e lucrul care îl urăsc cel mai tare. Să faci sau să facem mai multe lucrări odată în biserică. Dar fără să mai cântăm, vreau să ne concentrăm aceste câteva minute înainte de a intra în această rugăciune și mi-am adus aminte, în timp ce dădea îndemn fratele Marian, că sunt aspecte care privesc zidirea, aspecte negative. Noi ne-am învățat când vorbim despre zidire să ne gândim doar la a ne zidi unii pe alții, doar la faptul că suntem pietre în clădirea lui Dumnezeu, aspectele pozitive ale zidirii și nu este rău, este foarte bine lucrul acesta. Dar în Scriptură găsim și aspectele negative ale zidirii, sau ziduri, sau înălțimi, sau clădiri abuzive. De fapt, a clădi în mod abuziv este ceva care sună familiar urechilor noastre. De multe ori am auzit oameni care au clădit abuziv, în mod special cei care vin de la Roma, au auzit aminte, era o modă între italieni, făceau clădiri abuzive, apoi la câțiva ani venea o sanatorie, plăteau o amendă și rămânea acasă așa cum și-au dorit-o ei. În 1991 a fost un moment de mare satisfacție pentru Europa Occidentală. Zidul Berlinului a fost dărâmat. O mare bucurie, Germania unificată, toată Europa vorbea numai despre aceasta. Cum a putut ani de zile Germania să fie împărțită, Germania de vest, Germania de est și oameni de aceeași nație, aceeași rasă să fie despărțiți de un zid? De fapt, nu doar zidul acela de piatră îi despărțea, ci erau ideologii, concepții de viață, principii care îi despărțeau. Ziduri ca astea au mai rămas. Dacă ne gândim la Coreea, Coreea de Sud, Coreea de Nord sau alte țări care pentru un moment sunt încă despărțiți, deși fac parte din aceeași nație, aceeași rasă, aceeași popor.
Mi-au adus aminte din nou de turnul Babel, o nouă clădire care, chiar dacă nu o vedem dărâmată, felul care ne-am închipuit noi, prin modul în care a acționat Dumnezeu, a fost stopată clădirea aceasta. Și aceasta era o clădire sau un turn abuziv, un turn care nu era după planul lui Dumnezeu. Și vreau pe scurt așa să arăt câteva motive ale unor ziduri abuzive din viața noastră. Ziduri care n-ar trebui să existe. Mi-aduc aminte de o poezie recitată în biserică, foarte frumos construită și exclama sau descria omul care, din nebăgare de seamă, prin viața lui, prin nemărturisirea lui, clădește de fapt un zid între el și Dumnezeu. Și poezia aceea vorbea cum lucruri mici din viața ta, încet, încet, nemărturisite, neeliminate din viața ta, clădit unul peste altul, te trezești la un moment dat că ești într-o încăpere, fără ferestre, doar cu ziduri foarte înalte. Și ești închis în propriul tău zid. Și acum vă dați seama, primul obstacol sau primul lucru care contribuie la acest zid abuziv, la zidirea unor ziduri abuzive, este de fapt păcatul din viața noastră. Apostolul, de fapt profetul Isaia, sublinea foarte bine lucrul acesta, cum noi oamenii facem acest zid de despărțire între noi și Dumnezeu, tocmai prin nelegiuirile noastre. Isaia 59, versetul 2, spune așa, și versetul 1. Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă. Ia gândiți-vă de multe ori la rugăciunile noastre, la mijlocirea noastră, care parcă n-are niciun sens. Cine legiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Observați? Putem să zidim ziduri abuzive, ziduri care n-au ce căuta în viața noastră, ziduri care ne desparte Dumnezeu. Versetul 10. Bâjbâim ca niște orbi de-a lungul unui zid. Bâjbâim ca cei ce n-au ochi. Ne poticnim ziua în amiaza mare ca noaptea. În mijlocul celor sănătoși suntem ca niște morți. Deci păcatul poate fi o cauză și este cauza principală a zidurilor. Zidului de despărțire, zidurilor abuzive care ar trebui să fie în viața noastră. Apoi un alt zid ar putea să fie reprezentat de învățăturile false. Fratele Cornel a citit din Ieremia un text asemănător, se află în Ezechiel, capitolul 13. Dumnezeu foarte aspru împotriva prorocilor mincinoși. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel pentru Ezechiel. Fiul omului prorocește împotriva prorocilor lui Israel, care prorocesc și spun celor ce prorocesc după gustul inimii lor. Ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Vai de prorocii fără minte, care umblă după duhul lor și nu văd nimic. Prorocii tăi, Israele, sunt ca niște șacali în mijlocul dărâmăturilor. Voi nu v-ați suit înaintea spărturilor, n-ați încojurat cu un zid casa lui Israel ca să rămâneți tare în luptă în ziua Domnului. Și continuă aspru cuvântul lui Dumnezeu. Și versetul 10 spune așa, lucrurile acestea se vor întâmpla pentru că ei rătăcesc pe poporul meu zicând, pace, când nu este pace. Poporul meu zidește un zid și ei îl tencuiesc cu ipsos. De aceea spune celor ce îl acoperă cu ipsos că se va prăbuși. Va veni o ploaie cu vifor, pietre de grindină vor cădea și se va dezlănțui furtuna. Iată, vi se prăbușește zidul și continuă prorocia în felul acesta. Ezechiel avea cuvânt din partea lui Dumnezeu despre perioada pe care poporul trebuia să o petreacă în robie sau în exil, din cauza păcatului lor. Și erau proroci mincinoși care spuneau că Dumnezeu se îndură, că vine mântuirea lui Dumnezeu, când de fapt mântuirea aceasta era încă departe de ochii lor. Cuvântul lui Dumnezeu prin Ezechiel era adevărat și veneau fel și fel de învățători mincinoși și proroci mincinoși care proroceau împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Și prin starea lor de mulțumire de sine, da, Dumnezeu ne-a vorbit și suntem împăcați. Dumnezeu ne-a spus de atâtea ori că e bine, e ok, calea noastră este bună, Dumnezeu are gânduri minunate față de noi, totul este ok. Prin atunci aceasta de automulțumire au ajuns să construiască un zid. Se credeau deja după voia lui Dumnezeu prin atitudinile lor. Și Dumnezeu spune, voi surpa zidul acesta. Pentru că este clădit pe învățături false. Apostolul Pavel reia această idee și spune în 2 Corinteni, capitolul 10, așa. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu. Era și în vremea aceea, ca de fapt din totdeauna, erau învățături false, învățături străine. Apostolul Pavel se confrunta cu erezii diverse în biserica din Corint. Începând de la libertatea greșită, libertatea în Hristos greșită, până la supravalutarea anumitor daruri spirituale, până la fel și fel de gânduri care duceau la dezbinare, gânduri și atitudini greșite la cina Domnului și multe și multe erezii pe care Apostolul Pavel a trebuit să le înfrunte, să le condamne în biserica din Corint. Și asta
La asta se referă versetul cu spune, noi răsturnăm orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel, prin arma aceasta a cuvântului, răsturna orice înălțime, orice zid de cunoștință de felul acesta care se înălța. O învățătură falsă, învățături greșite pot să fie ziduri abuzive înălțate pe care Dumnezeu vrea să le surpăm din viața noastră. În primul rând în viața noastră, în familia noastră, în biserică, și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Să fim atenți, să păstrăm cuvântul lui Dumnezeu. Observați versetul 4, pentru cei care mă urmăresc. Văd că stați așa de liniștiți că eu citesc, dacă citesc greșit. Aveți așa mare încredere în mine? Nu este nimeni să afișeze. Hai să vedem versetul 4 ce spune. Că armele, 2 Corinteni capitolul 10, cu care ne luptăm noi, nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu, ca să surpe întăriturile. Și dacă ne vom uita la tot contextul, aici Apostolul Pavel vorbește despre puterea cuvântului Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu care surpe orice întăritură. Vă aduceți aminte versetul din Evrei, cuvântul lui Dumnezeu care pătrunde, desparte, merge până în adânc, până în orice motivație ascunsă a inimii omului. Și cu cuvântul acesta are încredere Pavel, noi vom răsturna orice înălțime, orice zid al cunoștinței omenești, a cunoștinței erei în care ne aflăm. Și nu avem teama aceasta, dar pentru că este anul cuvântului, este important să ne înarmăm cuvântul lui Dumnezeu. Vom putea surpa în felul acesta zidul. Hai să nu credem că ne vom putea noi apuca să surpăm zidul. Zidul nelegiurilor din viața noastră e ușor. Azi decid, gata, nu mai păcătuiesc, l-am dărâmat. Zidul învățătorului străine, îl dărâm prin ceea ce știu eu. Toate se fac cu ajutorul cuvântului Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute să ne umple de cuvântul Său. Apoi, un alt zid abuziv se poate construi prin vorbele rele sau născocirile oamenilor. Noi răsturnăm izvodirile minții. Erau oameni care contestau apostolia lui Pavel. Veneau fel și fel de învățători prin biserici și spuneau că Pavel nu este cu adevărat apostol, învățătura lui este o învățătură greșită și fel și fel de născociri. Și uitați-vă, de multe ori prin biserici, prin viața noastră zi cu zi, în familiile prin care trăim, cum de multe ori vorbele, născocirile și fel și fel de izvodire ale minții, fel și fel de planuri prostești sau nebunești, cum pot să creeze ziduri între noi. Apostolul Pavel simțea, spune în altă epistolă, că simte ca durerile nașterii. El se considera ca mama lor. Și versetul pe care l-a citit fratele Cornel, când spune că eu am pus temelia aici, în 1 Corinteni capitolul 3, se referă tocmai la aceasta, că prin cuvântul care l-a vestit el, prin mesajul Evangheliei, el a ridicat acea biserică, el a înființat acea biserică. Și simțea mult cu lucrarea aceasta. Și veneau fel și fel de oameni care aduceau vești greșite, informații greșite despre Apostolul Pavel. Au început să-l disprețuiască. Uitați ce spune în versetul 10. De fapt, cum îl considerau ei, de fapt zic ei, epistolele lui sunt cu greutate și pline de putere, dar când este de față, el însuși este moale și cuvântul lui nu are nicio greutate. Apostolul Pavel era văzut ca unul care nu prea avea putere în cuvânt. De aceea era așa apreciat mai mult Apollo. Apollo era omul plin de carismă, omul care știa să găsească foarte bine frazele, știa să rostească foarte bine cuvintele. Și oamenii îl apreciau pentru că de multe ori un astfel de cuvânt, plin de carismă, plin de putere, este mai apreciat decât o învățătură. Învățătură poate mai mult, cum așa, din cuvântul lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel așa era văzut în jurul lor, în mijlocul lor. Are învățătură așa, mai moale. Când vine el și ne predică, așa parcă nu prea are mare greutate. Da, când vine epistolele alea, epistolele au putere. Și Apostolul Pavel încearcă să spună că lucrurile acestea pot să ridice întărituri, ziduri. Ca să rămânem în același context, dar de fapt este un alt element care ar putea să contribuie la înălțarea unor ziduri destructive, este de fapt exclusivismul. Observați? Același apostol Pavel, hai să știm versetul din Efeseni, capitolul 2, versetul 14, spune așa, căci El, adică Hristos, este pacea noastră care din doi a făcut unul și a surpat zidul la mijloc care îi despărțea. Și vorbește acolo cum a unit și pe greci și pe evrei, sau două moduri, două mentalități ale vremii respective de gândire. Asta a făcut Hristos. I-am dat exemplu cu zidul Berlinului, ca să înțelegeți o idee omenească, dar Hristos a făcut mult mai mult decât atât. Nimeni nu se poate considera favoritul lui Dumnezeu. Nu sunt românii penticostali din Moldova favoriții lui Dumnezeu. Nu este doar o categorie de oameni din lumea aceasta favoritul lui Dumnezeu. Dumnezeu, prin ceea ce a făcut, prin lucrarea sa, a adus această pace și această unitate. A surpat zidul exclusivismului. Nu mai este rasism, nu mai putem să desconsiderăm pe unii care nu se comportă ca noi, pur și simplu pentru că nu-mi place mie. Nu putem să desconsiderăm alte națiuni, alte categorii de oameni, alte culturi. Hristos a unit, Hristos a dărâmat zidul acesta al exclusivismului. Niciunul nu suntem favoriți lui Dumnezeu, ci doar cei ce cred în Iisus Hristos și în jertfa sa devin copii al lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Asta vrea să spună și Apostolul Pavel.
Exclusivismul poate ridica un zid. Și de câte ori nu vedem zidurile acestea? De câte ori nu vedem zidurile acestea? Încă sunt oameni, te înfioară. Am auzit de mult o povestire, povestea cineva despre un frate din Ardeal care n-avea curaj să meargă în Moldova, pentru că după concepția lui știa că acolo în Moldova nu sunt condițiile de igienă, condițiile necesare pentru un trai bun. Așa a crescut de mic și așa a rămas cu ideea aceasta. Preconcepție. Îți vine să râzi, să auzi că încă mai sunt zidurile acestea. Auzi oameni care spun că cutare din rasa cutare nu pot să fie mântuiți. Sau hai să vedem despre etnia care trăiește în mijlocul poporului nostru. Oameni care nu vor să aibă de-a face, ridică ziduri. Astfel de ziduri sunt ziduri abuzive, ziduri pe care Dumnezeu nu vrea să le ridicăm. Și exclusivismul poate fi un astfel o astfel de rădăcină pentru ridicarea acestui zid. Apoi, alte ziduri abuzive care se pot ridica pot fi datorate neascultării. În predica de pe munte, Domnul Iisus dădea o învățătură importantă și spre sfârșitul predicii de pe munte, în capitolul 7, Domnul Iisus vorbește în mod practic, explicit, ilustrativ despre două case. O casă care poate fi zidită pe stâncă, adică temelie solidă în stâncă, și o casă care poate fi zidită pe nisip, fără temelie, fără nicio bază solidă. Dar știți care era baza acestei învățături? Uitați ce spune în Matei 7:21. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. Observați versetul 24, important. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. Și apoi pilda continuă și noi știm deznodământul ei. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face. Ăsta este omul care are casa zidită pe stâncă, omul care aude cuvintele și le face. Și hai să mergem în sensul invers. Ascultarea, dacă ascultarea are ca bază o temelie solidă, înseamnă că neascultarea este echivalentă cu zidirea pe nisip. Neascultarea poate să ducă la o clădire abuzivă, o clădire care la orice vânt, la orice vijelie mai puternică poate să cadă. Pe ce ne bazăm noi? Credința noastră. Se vorbea din iaur, spunea și fratele Cornel, este importantă relația mea cu Dumnezeu, este importantă baza mea pe ceea ce încep eu să construiesc. Ia gândiți-vă dacă, așa cum s-a vorbit duminică, Hristos deja a pus baza și baza este pusă. Deci noi pe baza aceasta trebuie să clădim. Versetul care s-a citit în 1 Corinteni 3, remarcă același lucru. Nimeni nu poate pune altă temelie, temelia este pusă. De aici noi începem să zidim. Imaginați-vă că ni se spune, uite, asta este baza, asta este temelia, este solidă, este verificată, este încercată. Proiectantul este Dumnezeu, pe asta trebuie să începi să clădești. Și tu mergi și te uiți așa ca o coare de intelectual și spui, asta nu-i baza corectă. Eu cred că aici pe nisip e mai bine să clădesc. Din punct de vedere uman, lucrul acesta este trecut drept nebunie, drept prostie. Și noi putem imagina așa ceva. Și de ce de multe ori în viața spirituală facem exact în felul acesta? Nu ne place temelia, nu ne place baza pe care este deja pusă, nu ne place ascultarea, pentru că ascultare de multe ori înseamnă să ne dăruim, să ne jertfim, să renunțăm la pretențiile noastre. Nu ne plac lucrurile acestea. De aceea neascultarea poate fi o cauză a unui zid abuziv. Apoi o altă cauză a unui zid abuziv poate fi gândul rău, gândurile rele. Adineauri vorbeam puțin despre lucrul acesta. Apostolul Pavel, în același capitolul 10, versetul 5, spune așa: noi răsturnăm, adică dărâmăm izvodirile minții și orice înălțime sau orice zid care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Observați? Și gândurile noastre pot la un moment dat să se împotrivească voii lui Dumnezeu. Prin mentalitatea, prin gândirea noastră, noi putem zidi ziduri abuzive, ziduri care să ne îndepărteze de Dumnezeu. În Coloseni, Apostolul Pavel avea un îndemn important pentru credincioși. Capitolul 3 cu versetul 2, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Este importantă mentalitatea noastră, gândirea noastră. Vă să aminte ce spune Romani în capitolul 12? Despre mentalitate, despre transformarea zilnică. Este exact același lucru pe care trebuie să-l facă credinciosul. Și ne întoarcem din nou la tema anului, este anul Scripturii. Observați, toate lucrurile acestea despre care am vorbit, toate pot fi vindecate, toate poate fi contracarate, toate pot fi apărate prin cuvântul lui Dumnezeu. Nu avem altă armă, altă soluție, fraților. Orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Aici este vorba de ziduri, vorba de bătălie
și trebuie să fie și un prizonier. Și prizonierul este gândul răzleț, gândul care nu este supus voii lui Dumnezeu. Nu e așa că de la gândul rău, necontrolat, nesupus voii lui Dumnezeu, vine acțiunea păcătoasă, lucrul păcătos care ne desparte de Dumnezeu? Orice gând îl face în rob ascultării de Hristos. Poate fi gândul tău, gândul meu, dar mai sunt și alte gânduri care ne despart pe unii de alții. Știți că atunci când gândesc rău împotriva fratelui meu, chiar să stau aici în casa lui Dumnezeu, eu de fapt în alți ziduri, de câte ori n-a venit cuvântul lui Dumnezeu prin dar profetic și vorbea despre o unitate, o legătură la nivelul Duhului. De ce? Pentru că nu este legătură la nivelul Duhului. Pentru că eu am gânduri rele față de fratele meu. De câte ori ne-am cercetat și ne-am dat seama că groază poate stăm în picioare, luăm cina Domnului și eu încă am un zid între mine și fratele. Dumnezeu nu vrea zidurile acestea. Orice clădire de felul acesta abuzivă, Dumnezeu vrea să fie dărâmată în viața mea. Eu am prezentat doar câteva care mi-au adus aminte seara aceasta, cred că sunt mai multe, dar măcar pentru acestea, haideți să ne verificăm înaintea lui Dumnezeu. Doamne, nu vreau ca nimic să mă despartă de Tine. Ce trist ar fi, așa cum se spunea la timpul de rugăciune, după ani și ani de alergătură, să fim departe de Dumnezeu. Și de fapt ăsta este textul care l-am citit în Matei 7. Este înfiorător, dar este real. E posibil ca Dumnezeu să spună, deși ai făcut activist religios, tu ai lucrat fără de lege, adică ai lucrat în neascultare de cuvântul lui Dumnezeu, e posibil să mi se spună că baza pe care ți-am arătat-o eu a fost încercată, potrivită, ți-a fost dată, arătată. Și n-ai vrut să clădești pe ea, ci ai vrut să clădești pe concepțiile tale, pe ideile tale, mentalitățile tale. Ce trist ar fi și înfiorător lucrul acesta. Nici nu vreau să mă gândesc la așa ceva. Vreau să cred că toți care suntem în locul acesta avem gânduri bune, vrem să zidim lucruri reale, lucruri sănătoase, lucruri durabile. Proba focului va veni pentru fiecare în viața noastră. Ce va spune în final? Ce va spune? Va fi etichetat paie, fân, trestie? Sau va fi etichetat aur, argint și pietre scumpe? Știți că aurul, argintul și piatra scumpă, din punct de vedere cantitativ, e puțin. E puțin. Noi nu putem aduna foarte multe lucruri de felul acesta. Dar paie, trestie, fân, lucrul acesta poate să fie și în cantități mari. Și în cantități mari. Și de multe ori promovăm ideea aceasta. Aș vrea cu aceste gânduri să venim în rugăciune, se încheie o săptămână plină. Deja aia trecută s-a vorbit într-una despre zidire, despre cum trebuie să zidim, cine trebuie să zidească, ce nu trebuie să zidim, observați în seara aceasta. Haideți să fim înțelepți înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne trage semnale de alarmă pentru fiecare dintre noi. Cred că măcar un pic am conștientizat importanța cuvântului care trebuie să aibă loc în viața noastră. Cred că fiecare dintre noi a conștientizat că nu poți fi biruitor, nu poți să ai o viață de biruință, o viață de relație cu Dumnezeu fără cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare, vrem să sfârșim cu gândul acesta în rugăciune. Și apoi după ce ne-am adus gândurile, dorințele înaintea lui Dumnezeu în privința aceasta, vrem să aducem și cerere de rugăciune. Să aducem o rugăciune cu întreaga biserică pe surioara Vanessa Bădău. Este la Padova pentru un examen mai amănunțit. Dumnezeu să descopere doctorilor problema care este în corpul ei. Dumnezeu să ne întărească prin această fetiță. Domnul să dea biruință. Aduc în fața lui Dumnezeu pe sora Voichița din Obadia, județul Hunedoara, pe sora Ica din Timișoara, sora Lăcrămioara și Cristian Hârtie, sora Sabina și Sebastian Dăilă. Dumnezeu să se îndure și să-i ajute să treacă toți biruitori cu și în el. Amin. Ne rugăm și pentru aceste familii. De multe ori, așa cum am spus, sunt ziduri care ține captiv, ziduri care țin în captivitate. Poate să fie în captivitatea păcatului, poate să fie în fel și fel de captivități. Ne rugăm în această seară ca Dumnezeu să dea biruință. Iubita biserică, vă rog să vă rugați pentru soacra mea Stella, care este în spital la Cluj, este bolnavă de cancer. Domnul să o binecuvinteze, fratele Andrei Gârbea. Haideți să venim cu aceste cauze înaintea lui Dumnezeu. Așa cum am spus în prima parte, gândindu-ne la ceea ce ne-a vorbit Dumnezeu, probabil în timp ce se vorbea cuvântul lui Dumnezeu, ne-am cercetat și știm exact punctul în care trebuie să ne rugăm. Trebuie să înșiruim așa toate lucrurile care le mai ținem minte, să-i predicăm Domnul. El știe mai bine. Cuvântul care te-a atins, lucrul care te-a atins. Doamne, aici am problema mea. Te rog, surpă zidul, sau te rog, ajută-mă să zidesc, sau te rog, ajută-mă să zidesc unde trebuie. Și apoi, în a doua parte, ne rugăm pentru cauzele acestea și Domnul să dea biruință.